Buonasera și bine v-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și dată fiind că obiectivele sunt esențiale pentru performanța, mai discutam odată despre tema asta sub un punct de vedere un pic diferit. Eu v-am spus că consider că există o mare diferență printre obiectivele, cele de rutină, cele birocratice, cele de, cum am zis de multe ori, de project management, care sunt absolut necesare, în care, cum se spune zicala, plan your work and work your plan este absolut corectă, deci n-am nimic împotriva, dar am zis că această atitudine de obiective smart, adică specific, măsurabil, bla bla bla, adică are această nuanță de rutină, de birocrație care nu m-a plăcut niciodată e nu consider că e o greșeală maximă să aplicăm la viața personală. Pentru că eu, la ceea pe care eu numesc obiective de suflet, nu vreau să pun limite. Nu vreau să fie realistic, nu vreau să știu când, adică la un moment dat cei care într-adevăr au realizat lucruri într-adevăr imense, cei care au schimbat societate, habar nu aveau. Adică gândiți-vă un Steve Jobs când a făcut cu Apple, Bill Gates, dar cei mai mari conducători, adică aveau o idee de un ceva care trebuia, grandios care trebuia făcut, dar n-aveau ideea de detalii, pentru că cine știa unde putea să aducă toată povestea asta. Deci eu, în loc de obiective SMART, vă spun un alt acronim pe care mi-e place foarte mult. Eu aș vrea că obiectivele voastre să fie grandiose, să fie extraordinare, să fie no limited, cum se spune. Incredible, ok? Universal, spectaculos, adică evident acronimul da genius. Și eu sunt convins că genius e mai tare decât smart. În acest sens, unul dintre programele mele pe care le țin din când în când, chiar se numește Go for the Impossible, adică nu vreau să fim limitați, hai să ne facem un plan despre ceva complet imposibil. Deja de la bun început știu că o să fie imposibil. La un moment dat spunea cineva că când alegi un obiectiv, îndreaptă-te spre luna. În cel mai rău caz, dacă îl atingi luna, o să fie înconjurat de stele. Și mereu m-a plăcut mereu metafora asta. Deci, o să vedem ce e de făcut și care este sensul de a se fixa un obiectiv imposibil, adică un obiectiv genius. Pentru că are un sens mult mai adânc decât se pare la prima vedere. Deci, data fiind că ne vedem mâine poate analizăm un moment în adâncime conceptul ăsta. Dar, între timp, gândiți-vă un moment la vreau un obiectiv complet nebun, complet imposibil, complet fără niciun sens, dar pe care, dacă ați avea într-adevăr o baghetă magică, v-ați apuca de el, adică chiar ați dori așa ceva, ceva imposibil. Și cu ideea asta de a atinge imposibilul, vă las cu, repet, cu propunere, gândiți-vă astăzi la ceva într-adevăr imposibile, fără nicio limitare, fără nici, adică nu contează dacă vreți să vizitați luna, dacă vreți să deveniți președinte al Statelor Unite, ceva într-adevăr imposibil. Și apoi vedem mâine ce putem face cu acest obiectiv nebun, dar genial, pentru că vine de la genius. O zi bună în continuare, vă aspect mâine cu obiectivul vostru complet imposibil.